După schimbarea de la șefia spitalului Târgu Jiu, Ion Călinoiu îl sacrifică acum și pe șeful laboratorului din cadrul unității sanitare. Motivul invocat de președintele Consiliului Județean a vorbit prea mult în presă când trebuia să-i dea doar lui raportul. N-are cum să mai rămână în cel, dacă vezi. El trebuia să fie ferm și nu să fie în presă, să spună aici. Clar, i-am deschis acțiune penală și așa mai departe. Ceea ce uită președintele Consiliului Județean este că medicul Aurelianu Driștoiu a venit prin concurs la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu, iar demiterea sa nu poate fi făcută pe motivele invocate de Călinoiu. Mai mult decât atât, medicul susține că a făcut toate demersurile pentru a demonstra că a fost o victimă în scandalul creat și că ceea ce îi se întâmplă acum nu este altceva decât o insultă la adresa lui. I-am venit în concurs, concurs de medici de laborator din București. Concursul de medici de laborator l-am dat la Spitalul Universitar, la domnul doctor Oprescu, pentru a veni la Spitalul de Sfântul Gurie. Mă simt jignit în amorul propriu, mă simt jignit profesional, mai mult de atâta, ce să fac decât să spun că în repetate rânduri am fost amenințat cu justiția, că dacă nu-mi dau pe loc demisie. De cealaltă parte, Valentin Popa, angajat tot în cadrul laboratorului de analize, spune că teoretic toate posturile de șef de secții ar trebui scoase la concurs. Popa s-a abținut să facă declarații referitoare la decizia președintelui Consiliului Județean de a-l înlocui pe Aurelianu Driștoiu. Este un mandat, iar mandatul este limitat la 3 ani. La marea majoritate a medicilor șef de secții, ca și asistenții șef, mandatul de 3 ani a expirat de mult sau au fost prelungite. Demisia lui Driștoiu a fost cerută la începutul anului și de fostul manager al Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu, Nicoleta Manu. Șeful laboratorului a acuzat-o pe aceasta de abuz în serviciu și a depus plângere penală pe numele ei. Dosarul este și în prezent în cercetare. Acuzațiile au început de fapt după ce șeful unității de analize l-a acuzat pe managerul privat al spitalului că încearcă privatizarea laboratorului. Driștoiu a declarat că a fost amenințat de managerul Nicoleta Manu pentru a-l determina să accepte externalizarea. Privatizarea laboratorului este dorită și de Ion Călinoiu, un motiv în plus pentru ca șeful județului să încerce înlăturarea lui Aurelianu Driștoiu.